În schimb, fecioarele care sunt ele așa cum sunt mai circumspecte, vor descoperi noi talente și posibilități în această primăvară. Dar la unde le descoperă? În primul rând, asupra propriei persoane. Adică își dau seama, conștientizează că au niște talente și au niște calități ascunse care nu le-au scos, nu le-au pus pe tapet. Și în momentul când le vor pune pe tapet, își vă da seama că ei, într-adevăr, sunt o zodie, nativii din Fecioară, puternică și rezistentă, care poate să meargă la lung. Astfel îi mai anunță că vor apărea multe situații periodice, pe intervale scurte, o săptămână, două, care scot la iveală și calitățile mai puțin bune. Deci să aibă grijă că ești cu pieptul înainte, dar ai grijă să-ți piepteni și la spate, că acolo s-a încârligat, așa s-a făcut un ghem din ăla, sau nu știu cum îi spune la când se încârcește, cui dă pasări. Deci nu pieptănați numai să arătați, mai uitați-vă și la spatele vostru. Fecioarele vor demonstra că le place foarte mult să demonstreze că adevărul e de partea lor. Și au șansa în primăvara asta să demonstreze adevărurile care, mă rog, le-au constatat și de care s-au lovit. Surprize pe plan financiar pentru fecioară sunt în luna mai. Deci, mai, aprilie. Vezi, cam aici oscilează. Balanțele își găsesc a doua jumătate, în a doua jumătate a primăverii, jumătatea lor. Ăștia nepotcoviți care încă au scăpat, că și ăștia sunt o zodie de aer, ca gemenii. Vor, nu vor, știi? Mai lasă, mai trece, că parcă timpul ar fi fără limită. Vârsta nu spune nimic, e numai o cifră în buletin. Astfel le arată că pot avea succes și pe plan profesional, pentru că știu să intervină la momentul potrivit, acolo unde e cazul, și să-și afirme calitățile, că au destule și nu duc lipsă. Dar au, cum să zic eu, au oportunitatea de a fi ei oportuni, că ei sunt mai delăsători. Ia las, mai vine o ocazie. În primăvara asta nu mai merge. A simțit oportunitatea ca musca aia nebună să zice, bang, lovește în geam, cade și se ridică. E, foarte frumoase lucruri, surprize plăcute pe plan financiar în luna aprilie. Scorpionii vor avea o perioadă nebună, pentru că ăștia aleargă ca turbații după dragoste. Iar în luna mai, scorpionii, pentru că am dat-o anticipat, vor avea parte de foarte, foarte multe evenimente neașteptate, atât la locul de muncă, dar și în viața personală. Pentru cei care încă n-au întemeiat un cămin, dar sunt într-o relație liberă, așa cum, de suferință, de acceptare, e cazul să se pună punctul pe ei, să spună, vreau să fii soția mea, sau vreau să ne despărțim, că văd că nu se leagă nimic. Ei sunt în permanență căutare de noi provocări pe latura amorosă. Stelele le arată că vor lua decizie fantastic de importantă, legată în primul rând de locul de muncă, și aici e hotărător, că e posibil să se apuce de cu tot o altă profesie decât au făcut până acum. Sau altă. Deci o schimbare majoră. O schimbare radicală, totalmente. Momente speciale la capitolul dragoste. Așa cum spuneam, în luna mai, și nu le place deloc. Și dacă schimbă și locul de muncă și mai găsești și noutăți acolo, că e urât să spui prospături, că nu e frumos, mai la piață găsim prospături. Dar sunt cunoștințe noi, sunt proaspete. Și atunci îți dai seama ce fericire. Sunt bine și plăcutul și cu utilul. Fantastic. Hai să vedem ce fac săgetătorii. Zice că se vor simți tot mai siguri din punct de vedere financiar. Adică aveți niște aturi financiare, forță financiară, primăvara, și siguranța asta pentru voi înseamnă fantastic. Pentru că în momentul când ai o siguranță de asta, mai găsești și alte căi de a face bani, de a dobândi din alte surse, din colaborări, sau chiar, posibil, mai sunt și ăștia singurei care n-au în spate o familie și copii, să zică, plec de aici și mă duc acolo.
S-a dus, a lăsat tot și riscând, au șanse mari de câștiguri. În perioadă bună, benefică din punct de vedere emoțional, pentru că ei sunt înțelegători și încearcă să rezolve o problemă înainte să se intensifice. Și asta e un lucru extraordinar. Acolo unde există un parteneriat, un săgetător neorgolios, care n-are ascendent în leu, înțelegi? Dar poate să aibă tot în săgetător și prăpăd. Două săgeți, când pleacă amândouă, în loc să facă o gaură, fac două. Asta spuneai tu cu orgoliu. Nu e exclus să aveți parte și de întâlniri neplăcute, mai ales aproape de finalul primăverii, în contacte din astea la un loc de muncă sau în a dobândi ceva financiar. Să găsiți niște persoane ciudate care, dar ce, numai tu ai nevoie de bani? Noi nu. Dar persoane din alea, cum Lidia îi botează foarte bine, toxice, care nu vin decât să spună, eu știu tot, eu n-am nevoie de tine, tu ce cauți aici? Ai venit tu să faci ordine? Păi eu ce sunt aici? Dacă n-ai nevoie, nu veni. Nu veni, da, bineînțeles. Luna cu surprize pe plan financiar, cea mai bună pentru săgetători în primăvara, este în luna mai. Capricornul are și el o parte de o serie de schimbări, iar schimbările astea sunt în general în plan personal, dar undeva planul ăsta personal îi face pe Capricorn să se simtă mai special. Adică nu mai stau în umbră sau în penumbră, ies în față să fie văzuți. Și au ce să arăte, da? În plan profesional vor evolua foarte mult, că și ăștia sunt foarte muncitori, truditorii, cum le spun eu. Și atunci șefii, colegii de muncă, vin cu apreciere asupra lor și sunt șanse să promoveze. Capricornii, care sunt super orgolioși și văd că nu sunt apreciați la locul de muncă, nici nu se uită înapoi, pleacă, iar dacă n-au nimic asigurat. Și sfatul este... încercați să vă economisiți timpul și banii și nu faceți totul la voia întâmplării, că voi sunteți niște persoane ordonate. Luna aprilie este o lună care aduce multe surprize pe plan financiar, benefice, bineînțeles. Vărsătorii au ajuns și ei după 9 ani de zile să demonstreze ceva. Vor să scoată la iveală toate secretele în primăvara asta. E de obicei, nu prea vorbesc despre ei, au ascultat-o pe Lidia majoritatea și a zis, nu spune secretele altora, că abia te așteaptă. Ca să te poată manipula, lucra, profita de tine și șantaja, dacă e cazul. Iar ei acum, dar sunt niște isteți, pentru că vor scăpa, vor scoate la iveală secretele alea care vor ei să fie cunoscute, nu orice secret. Se simt mai liber, înțelegi? În momentul când au devoalat, au scos ceva după din spate, acărat ani de zile, se vor simți mai liberi și pot acționa mult mai bine. Și asta e un lucru fantastic de bun, înțelegi? Iar cei care încă sunt singuri, reușesc să îndrăgostească. N-am zis că reușesc să facă o căsnicie, pentru că ei, dacă n-au bani, nu se pot îndrăgosti. Ei și cu pești. Și eu sunt la fel. Da, și tu. Dacă n-am bani, nu mă... Nu ți-ar de... Nu poți să treci strada să-i spui lui ăla, te iubesc. Zice că reușesc să îndrăgostească, să facă bani și chiar să treacă printr-o problemă de sănătate, o boală, de care scapă destul de repede, fiindcă au un organism puternic. Deci vin încercări, bani, dragoste și sănătate. Și reușesc să le ducă pe toate. La locul de muncă pot trece și ei, ca și Capricornii, printr-o schimbare radicală, care, în schimb, nu o să le placă. Pentru că ei s-au învățat să fie mai, un pic mai sedentari. Adică să muncească acolo, știe că are asigurat salariul, e locul de muncă. Dar vine un șef care vrea schimbări. Iar schimbarea ei încă n-au înțeles, cu toate că ei o vor, că schimbarea poate să fie și benefică și mai puțin benefică. Luna mai este o lună cu surprize mari pe plan personal. Iar peștii vor organiza multe vacanțe, vor opta pentru petrece timp cu familia, cu prietenii, cu partenerul de viață. Plus de asta, va observa cei mai singurei care sunt și au un partener de viață, că trebuie să se hotărască
Deci nu el, partenerul. Dar pe știi, spune, mai e mai de nevastă sau nu? Sau găsesc altul? Ăștia sunt foarte tranșanți. Te izbesc cu niște lucruri din astea așa directe de stăceasul. Și e cazul să treacă la un nivel superior.